Mulțumesc, Domnule, că am ajuns în locul acesta. Mulțumesc surorilor care au lucrat la acest eveniment și știm că toate lucrurile vor lucra spre bine nostru. Depinde cu ce gând am venit. Depinde cu ce așteptare am venit. Vom fi săturați după dorință. De aceea, haideți să ne ridicăm picioare, să ne rugăm Domnului din nou. Doamne, Tată, stăm înaintea măreției Tale și vrem să lăudăm, să înălțăm numele Tău care este mare. Tată, în numele Domnului Iisus te onorăm, te glorificăm și îți mulțumim că ești aici cu noi. Mă rog ca fiecare persoană din locul acesta să fie conștientă de prezența Ta. Fiecare inimă să fie deschisă, dacă e bolnavă să fie vindecată. Dacă e rănită, Doamne, de asemenea să primească din partea Ta uleiul de bucurie. Dacă este povărată, povara să cadă. Doamne, vrem prezența Ta în locul acesta. Vrem cu adevărat să lucrezi, Doamne, nu vrem doar un nume sau un program, vrem, Te vrem pe Tine la lucru în locul acesta. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Tu ești Cel care arăți, care luminezi, care cercetezi și Te rugăm să intri la lucru în inimile noastre, în viața noastră, Doamne. Cer un Duh de înțelepciune și de revelație în cunoașterea Ta, a planului Tău, a cuvântului Tău. Și să ne deschizi ochii minții, ochii spirituali, ca să putem pricepe planul Tău și voia Ta pentru fiecare în parte, glorie numele Tău, Doamne. De aceea mă rog, Doamne, Tată, în același timp, orice duc de împotrivire, orice duc de oboseală, de somn, de judecată, afară numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, cel mort și înviat, aici este casa Lui Dumnezeu, aici este prezența Lui Dumnezeu, aici Duhul Domnului lucrează. De aceea, Doamne, ne proștenem la picioarele Tale și inima noastră, mintea noastră, sufletul nostru se aliniază cu planul Tău și voia Ta. De aceea, Doamne, Te lăudăm, Te lăudăm și îți mulțumim pentru că ești vrednic, Doamne, nimeni mai ca Tine. Doamne, mă rog pentru conectare între cer și pământ, între inima Ta și inima noastră, între voia Ta, Doamne, care să o dau în loc din viețile noastre, Tată. Te preamărim și îți mulțumim pentru că ești minunat și bunătatea Ta ne-a spus prin mine. A Ta să fie slava, cinstea și onoarea. În veci de veci, Doamne, mă predau și mă supun Ție, Duhul Sfânt, ca Tu să vorbești ceea ce știi că fiecare are nevoie. Și, Doamne, declar, cuvântul Tău nu se va întoarce fără rod, ci va împlini planurile Tale. Doamne, arată-ți slava în seara aceasta. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin. Gloria Ție, Doamne. Chef te sta jos. Așa cum a pus pe flyer sora Dina, să vorbim despre laudă, despre mulțumire, despre închinare. Dar înainte să vorbesc de acest subiect, trebuie întâi să rezolvăm alte lucruri. De ce nu avem o viață de bucurie? De ce nu avem o viață de laudă? De ce nu avem o viață de închinare în Duh și în adevăr cum vrea Dumnezeu? Pentru că sunt probleme în viața noastră. Sunt întărituri în mintea și în inima noastră. Sunt blocade, sunt traume, sunt lucruri care nu le cunoaștem, nu le știm. De aceea aș vrea să intru puțin în această luptă spirituală în care fiecare din noi o avem. Și sunt sigură că ca și mame, ca și soții, am venit cu niște poveri. Am venit cu niște greutăți. Fiecare are problema ei, poate nimeni nu știe. Fiecare are povara ei. Dacă nu-i soțul, e copilul. Dacă nu-i copilul, e fata. Dacă nu-i problema cu copiii, e cu geamul, cu banii, cu boala. Sunt atâtea și atâtea cazuri și cauze în viața noastră. Și care le târâm după noi. Și venim la biserică. Și cântăm. Și ne rugăm. Botezați cu Duhul Sfânt. Și totuși suntem împovărați. Și totuși nu suntem libere. Și totuși Doamne, unde ești? Doamne, de ce trec pe aici? Când vine odată sfârșitul durerii mele, a suferinței mele? E atâta întuneric, este atâta confuzie, este atâta durere, este atâta problemă. Tată, unde ești? Și strigi! Și nimeni nu îți răspunde. Domnul vrea în această zi să te învioreze. Domnul în această zi vrea să te despovăreze, dar tu trebuie să vrei în primul rând. Tu trebuie să faci niște pași prin credință. Tu trebuie să ajungi să înțelegi cine ești Tu în Hristos și cine e Dumnezeu pentru tine. În momentul când Tu realizezi aceste lucruri, viața Ta se schimbă radical. Poporul pierde în primul rând din lipsă de cunoștință. Apoi pierde pentru că nu
știe circumstanțe, nu știe lupta spirituală. Mergem la Efeseni, capitolul 6, la versetul, începând la versetul 10. Ne vorbește cuvântul Domnului că noi suntem într-o luptă, da? Voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelor, ci a duhurilor. Nu mai zic căpetenii și principalii și așa mai departe. E mâncare grea ce vă dau în seara aceasta, dar vă prinde bine. Dacă ceva nu înțelegeți, pune-o hot, nu dismis, nu arunca. Că vine vremea când o să ai nevoie și atunci zici, acum înțeleg, acum trebuie să iau acea armă care n-am înțeles-o, acum am nevoie de ea. Deci eu cred că trăim într-o vreme în care biserica nu este pregătită. Biserica nu este echipată pentru războiul prin care suntem și care va veni. Biserica nu este echipată pentru lucrările extraordinare în același timp care Tatăl din cer cu gloria Lui le va face pe pământ. Și noi stăm, apăsați. Da, Domnul a zis că va aduce trezire prin femei. Ești aici gata, ești o viitoare ca Dumnezeu să te folosească pentru trezire, nu numai în casa ta, în comunitatea ta, în țara ta și cum spunea sora, în misiune, în toată lumea, glorie în numele Lui. Nu vreau să intru prea mult în mărturia mea pentru că am scris cartea și m-aș bucura dacă ați lua pentru că foarte mult vă va întări. Nu are un singur subiect, are mai multe subiecte, vorbesc foarte mult în primul de pasiunea aceasta. Îmi botez cu foc care mi l-a dat Domnul. Dragoste pentru Dumnezeu și pentru toată lumea. Viață de post și rugăciune. O viață de intimitate, puterea cuvântului, cum să fie eliberat de multe duhuri, de multe stări. Și știu că am sute și sute de mărturii care Dumnezeu le-a schimbat viața. Dar și mie mi-a trebuit ani de suferință. A trebuit să trec prin multe greutăți, dureri, păcate, traume. Dar cineva de sus mă urmărea. Cu cât Satana vrea să-mi distrugă viața, de ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan pentru mine. Cu atât și Dumnezeu lucra la transformarea vieții mele. Părinții mei în post și rugăciune și îmi dirigea drumurile și calea ca să mă ducă să-L cunosc, să mă ducă să-L iubesc, să mă apropie de El mai mult și mai mult. Pentru că am spus, Doamne, m-aș lua 30 de ani, copil de pocăit. Și am zis, Tată, eu te știu și știu despre tine, dar nu te cunosc pe tine. Sunt sigură, dacă ești sinceră cu tine, poți să spui că-L cunoști tu personal pe Dumnezeu? Mie mi se pare că de-abia vreau primi pași de 10 ani. Atât de mult dorește Tatăl să-L cunoaște în personal. Nu să știi despre El, zic, eu citesc Biblia de mic copil dimineața și seara. Știu despre tine, dar nu te cunosc pe tine, eu vreau să te cunosc. Am ajuns la disperarea aceea radicală și am spus, Doamne, vreau să te cunosc, vreau să te iubesc, vreau să-mi arăți. Ormor, n-are vreo să mai trăiesc, toată viața m-a urmărit după morții pe mine. Nu, știu că există mai mult. Știu că se poate mai mult. Vreau să intru în necunoscut. Vreau să merg pe ape. Vreau, Doamne, în niciun caz nu m-am gândit eu pe vremea aceea ca să plec în misiune, să vorbesc la conferințe, niciun caz, era doar între mine și El. Lăuntrul nostru are creat de Dumnezeu un gol și golul acela nu era umplut de formă și tradiție și tărnicie și cântare în cor. Nimic nu te umple. Nu te păcări. Asta nu înseamnă că nu mai cânta în cor. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai cânta la vară. Asta nu înseamnă că să nu mai slujești la bucătărie. Sau diferite slujbe în biserică. Ba da, dar nu te satisface. Și nu te duci la relația aceea în intimitate cu Hristos. În care n-ai știut și nu mai poți decât să nici n-am cuvinte să spun frumusețea întâlnirii cu Hristos. Frumusețea plinătății Duhului Sfânt în viața ta, care îți transformă radical și mintea, și gândirea, și vorbirea, și intenția, și destinul tău, totul se schimbă radical când Hristos te atinge. Nu vorbesc, nu votez cu Duhul Sfânt. Vreau să vorbesc, să te provoc mai mult. La un encounter, lui God, de aia spun mereu în engleză, că în românește nu avem cuvinte. O întâlnire reală cu Dumnezeu. La un alt nivel, se poate mai sus. Sora mea, dorești mai mult? Se poate, Domnul îți va da după dorință. Există mai mult. Domnul știu să zic, Ioan, vină mai sus să-ți arăt ce este aici. Și am zis, Doamne, nu sunt vrednică. Asta este o problemă, nu sunt vrednică, e adevărat. Dar eu nu sunt vrednică prin ce am făcut sau ce n-am făcut. Nu sunt vrednică prin banii care-i dau. Nu sunt vrednică prin tot ce fac eu, îmbrăcămintea de-a mea, gândirea mea, banii mei. Nu, sunt vrednică doar prin jertfa la Golgota. Și datorită acestui adevăr, am îndrăzneală să mă duc la Tatăl meu și să-i cer lucruri imposibile care numai El poate să le facă.
Înțelegeți, au fost destule traume și dificultăți în viața mea, dar nu am cedat. Am perseverat. Doamne, uite ce scrie aici. Cum te-ai întâlnit cu Moise? Vreau și eu, Doamne. Doamne, uite ce scrie aici. Ai apărut în fața lui Iosua. Doamne, asta vreau și eu. Doamne, uite ce scrie. David, cum a vorbit cu tine. Vreau și eu, Doamne. Vreau ce scrie aici să devină realitate. Nu mai vreau doar teorie, vreau practică. Există adevăr. Tu nu ești o legendă. Tu nu ești un mit. Tu nu ești istorie. Tu ești viu azi pentru mine, Rodica păcătoasă. Tu ești viu astăzi să faci minuni pentru mine. Ce scrie aici e duc și viață. Doamne, vreau. Doamne, te doresc. Doamne, vreau să te iubesc. Vrei să vii la mine? Vrei să te îndrug de mine, păcătoasă? Doamne, și zi și noapte căutam. Și am început cărți ajutătoare de a vă îndemn. Citiți istoriile altora, experiențele altora, revelațiile altora, te luminează, te duce la un alt nivel. De revelație, de credință, de dragoste, de pasiune, multe și multe. Și am perseverat, an după an, până într-o zi când Domnul mi-a mai arătat. Vă las să citiți în jur la pagina 40-50. Acolo am scris întâlnirea mea reală cu Domnul. Care din momentul acela când acel foc s-a despicat cerul și a intrat acel foc în inima mea, m-a schimbat forever. Încât n-am mai putut de dor și de vreau cu Dumnezeu. Mulți îmi zic că ești crazy. Yes, sunt pentru Hristos. Mulți cred că ești radical, da. I-am cerut Domnului extreme care poate niciun om n-ar îndrăsni să le ceară. Dar când iubești, îndrăsnești și poți totul în Hristos care te întărește. Pentru că am ajuns la concluzia nimic în lumea aceasta. Nimic nu e mai prețios, nu e mai puternic decât relația ta cu Hristos. Relația ta cu Dumnezeu. Relația ta cu Duhul Domnului. Și să începi o viață de umblare cu El. Este așa de frumos. Asta nu înseamnă că ești perfect. Asta nu înseamnă că nu vei mai avea probleme. Ba da, mai multe vin. Dar aici e frumusețea. Îndrăsniți, zice lumea, veți avea necazul, dar îndrăsniți, zice Domnul. Eu am biruit lumea, cu alte cuvinte sunt cu tine. Nu te teme, te învăț, te echipezi. Și așa a început un proces de purificare în viața mea, din ce, din treaptă în treaptă, another level, another level. Domnul a început să purifice multe din viața mea, din exterior, din lucrurile mai mari, mai mici, mai mici, și încă sunt în acest proces. În același timp, Domnul ți-a ceva și îți dă altceva. În același timp, Dumnezeu a lucrat la identitatea mea să știu cine sunt în Hristos. Și am ajuns la concluzie din nou astăzi. Noi, cel puțin românii, foarte puțin punem bază cine ești în Hristos, cum te vede Dumnezeu și cine este Dumnezeu pentru tine. Din nou, teorie, practică, realitate. Și de aceea când am studiat și știu, nu o să intrăm prea mult în subiectul acesta, identitatea mea, că Dumnezeu mă acceptă. Mi-a fost tare greu să cred că sunt acceptată. Și încercam orice. Și Domnul spunea, Rodica, Rodica, te iubesc. Iar răspui, tată, știu. Dar nu pot să primesc. Mă simțeam nevrednică. Mă gândeam la traumele din viața mea. Mă gândeam la păcatele mele și nu mă puteam apropia de El. Și îmi repeta tot până într-o zi cumva strigat, dar cu dulceață. Dacă te accept, te accept nu pentru ce ai făcut sau n-ai făcut, te accept în preiubitul meu, Fiul Iisus. În momentul ăla s-a rupt această legătură demonică care mă ținea tot într-o stare de că dacă tu nu te simți acceptată și noi femeile avem această stare în noi, știi ce, în momentul ăla te simți, ai nesiguranță, ai duc de respingere, ai duc de inferioritate, sunt atâtea stări care te tot chinuiește și niciodată nu poți să stai pentru dreptate, pentru adevăr sau pentru o luptă datorită, știi, eu nu știu, știi, eu nu pot, timiditate, inferioritate, respingere, sunt bunch of demons care pot să le spun influențe în spatele acestor stări și niciodată nu poți să fii efectivă. Te-ai gândit vreodată când Dumnezeu, când tu ai ajuns la o maturitate, de ce Dumnezeu m-a creat? Pentru ce m-am născut pe pământul ăsta? Te-ai gândit vreodată? Eu n-am știut. În acum nu știu câți ani când m-am ascultat o predică, în România niciodată nu am auzit predica asta. Despre destinul meu. Pentru ce m-a creat Dumnezeu? Doar să fiu o mamă? O soție? În casă, masă, mașină și apoi mă rog pentru răpire? Pentru ce m-am pocăit? Doar să nu mă duc în ea? No! Ești creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ai un mare destin pe acest pământ să schimbi lumea. Lumea să fie mai bună din cauza ta. Lumea să se schimbe din cauza ta. Pentru că tu înțelegi potențialul lui Dumnezeu în tine. Și în momentul când crezi, îl știi prima dată, ți se face cunoscut, îl crezi, îl accepti și te aliniezi, te echipezi,
Și apoi Dumnezeu începe să te folosească gloria Lui, nu a ta, tu ești nimeni și nimic, El este totul. Atunci tu poți să faci o diferență în lumea aceasta. Și vedem că, frate și sora, este atâta lipsă de misionari, este atâta lipsă de lucrători, nu neapărat trebuie să fii la amvoi. În niciun caz, oriunde este nevoie de noi să facem o diferență în lumea aceasta. Dar cât timp eu am bagaje, cât timp eu sunt apăsată, cât timp sunt traume din viața mea nevindecate, neliberate, n-am să pot să fiu efectivă, poate că totodată și iar am căzut. Multe sunt, dar când începem să studiem, cine sunt eu? Sunt produsul păcatelor trecutului meu? Sunt produsul a ceea ce mama și tata mi-a zis? Sunt ceea ce fac? Sunt ceea ce am realizat, că poate te mândrești. Ai casă, ai masă, ești doctor, ești mai știu cine. Și poate crezi că asta e identitatea ta. Nu! No. Identitatea ta este ceea ce zice Dumnezeu despre tine. Dar trebuie să crezi. Și ne e greu să credem lucrul acesta. În momentul când tu crezi că ești acceptată, totul se schimbă. În momentul când tu crezi că ești iertată de indiferent ce păcate, totul se schimbă. În momentul când tu crezi că poți să faci totul în Hristos care te întărește, dintr-o dată parcă primești energie. În momentul când crezi că ești fică celui preanalt. Asta nu înseamnă, cum am spus, că intri în mândrie. Asta nu înseamnă că începi să domini bărbații sau liderii din biserică. În niciun caz e vorba în lumea spirituală și în ceea ce are Domnul de făcut cu tine. Când tu știi identitatea ta, cum te vede Dumnezeu pe tine, atunci tu poți să fii efectivă. Atunci Dumnezeu te poate folosi. Și atunci vrășmașul nu mai poate să ne... Stai puțin că ea știe că e fică de împărat, până acum mi-am bătut joc de ea. Că ea n-a știut că e milionară și a stat până acum cerșetoare. Pentru că nimeni nu i-a spus. Și asta e biserica Domnului de multe ori. Suntem cerșetori cu milioane la bancă, că n-am știut ele. Pe ce Dumnezeu avem noi? Un Dumnezeu știmitit, El crea după chipul și asemănarea noastră. Ne-a format Dumnezeu după religia în care venim, familia în care venim, cultura în care venim, orașul în care venim. Dumnezeu meu așa spune. Eu cred că numai așa trebuie să te îmbraci, eu cred că numai așa trebuie să faci. Oh, aia nu, nu-i de la Domnul. Și ne-a făcut și ne-a făcut pe Dumnezeu atât de mic și problemele așa de mari. Și am zis, Doamne, iată-ne, trebuie să ne prăbușim cu fața la pământ și să cerem duc de revelație, Efeseni 1 cu 17. Doamne, eliberează peste noi un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Ta. Fără Duhul Sfânt, fără Duhul de revelație, nu putem percepe Biblia, nu putem înțelege cine e Dumnezeu, nu putem să primim dragostea noi. Dacă ai fost crescut într-un background în care Dumnezeu doar pedepsește, nu te poți apropia de Tata. Dacă ai avut un tată abuziv, un tată care a lipsit poate, n-ai avut deloc, sau a murit, sau a plecat cu altele, să mă știu ce, tu n-ai avut protecția de tată, tu n-ai avut covering de tată, tu n-ai avut dragoste de tată, ți-e foarte greu ca să te poți conectezi cu Tatăl Ceresc. Și ai nevoie să cunoști pe Fatăl Slav. Ai nevoie ca Dumnezeu să ți se descopere prin Domnul Iisus, prin cuvântul Lui, ce dragoste are pentru tine. De aceea totdeauna trebuie să fim echilibrați. Da, Dumnezeu Tatăl este foc mistuitor, nu te juca cu păcatul. Da, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este sfânt. Dar nu uita că începând de la Domnul Iisus, de aceea suntem mântuiți și iertați. Nu mai trăim în vechiul legământ. Trăim în prezența lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc, foc mistuitor, pentru că îl vede pe Hristos și prin Hristos mă vede pe mine. Ce uite, fiica mea preiubită, în care îmi găsești toată plăcerea. Cum va fi rugăciunea ta de azi înainte? Când Tatăl tău, care e Dumnezeu atât puternic, foc mistuitor, de care ți-e frică când citești Vechiul Testament, spune, fiica mea preiubită, când tu te pleci pe genunchi, rugăciunea ta e tot altui frie, plin de credință, plină de îndrăzneală, plină de bucurie, plină de așteptare. De ce? Tatăl tău poate, Tatăl tău știe, Tatăl tău te iubește, Tatăl tău nu te izgonește. Tatăl tău îi pasă de tine, aleargă după tine și cele mai mici și cele mai întunecoase unghiere. El e după tine, doar să te atragă înapoi. Dar nu înțelege noi dragostea de tată, n-am mai păcătuit. Dar pentru că noi am fost învățați numai să avem frică de Dumnezeu, de aceea tot cădem și cădem. Cum am spus, nu neg aceasta. Rămâi, dar trebuie să ai echilibru. Hai să ne apropiem de Dumnezeu. Ca și Tatăl nostru scump și iubitor. Și poate mulți ca mamă că sunteți aici. Dacă copilul tău a luat o rasnă și s-a dus în cele mai grele păcate, ce faci? Îl mai iubești. Îl iubești mai mult.
Te sacrifici mai mult. Îi lași pe ceilalți 5 sau 3 sau 2. Că vrei să lași ușa acesta care a căzut în păcat și în prins de război. Cu atât mai mult Tatăl care a dat pe Fiul lui pentru mine și pentru tine, cât de mult se zbate și aleagă să ne salveze. Fii risipitor, soții noștri, frații noștri, cei care sunt nepocăiți sau cei care au căzut în păcat. Trebuie să înțelegem inima de Tată și în momentul când colaborăm cu El, ce se întâmplă? Începem să ne aliniem și avem o nouă identitate și credința noastră se ridică. Dumnezeu nu poate să lucreze unde nu este credința. De aceea trăim, cum am spus, într-o vreme de război. Vrășmașul știe că nu mai are multă vreme. Și pe orice cale atacă, distruge, omoară, răpădește tot ce întâlnește în cale. Dar, aduceți-vă aminte ce a zis Domnul Iisus, stăpânitorul meu acesta va veni, dar n-are nimic în mine. De aceea este o vreme de echipare. Că atunci când vrăjmașul vine să-mi atace mie familia sau biserica, finanțele sau sănătatea, să știu ce să fac. Nu aruncă soțul meu este de vină dacă a zis o vorbă și a ieșit cearta. Dincolo de aceasta, e adevărat, e slăbiciunea mea sau lui. E vrăjmașul care vrea să distrugă familia. Ce fac? Mă supăr? Ce fac? Încep să trântesc și să bufnesc? Ce fac în momentul acela? Sunt în război. Copilul meu e prins de război, ne-a fărșurat diavolul. Ce fac în momentele acestea? Și atunci, Domnul, ce veniți la mine cei, toți cei trudiți și povorați. Și eu voi da odihnă. Ce înseamnă odihnă aceasta? Odihnă aceasta înseamnă încredere neclintită în Dumnezeu. Că El va lucra. Da, atâția ani mă rog și de ce nu răspuns. Doamne, dar până când? Nu. Odihnă înseamnă totală încredere și așteaptă timpul Domnului. Revenim la acest lucru, cum am spus. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelor, ci a Duhurilor. În momentul când noi știm acest adevăr, știți ce repede și ce vom înțelege? Viața și lupta prin care trăim? O vom înțelege diferit. Și atunci, ok, dacă eu am de-a face cu niște demoni, indiferent cum se manifestă, ce faci tu atunci? Te duci cu bâda? Te duci cu răzbunarea? Te duci cu bârfa? Cu ce te duci? Trebuie neapărat să fii echipat în Duhul. Trebuie neapărat să ai toată armătura lui Dumnezeu. Nu o lași o lăsa. Face parte din tine. Armătura lui Dumnezeu înseamnă Hristos însuși. Hristos în mine nădejde slavei. Hristos este Cel care mă întărește. Hristos este Cel care mă eliberează. Sunt ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceste lucruri trebuie să devină realitate pentru mine. Și ce facem în aceste momente? Alerg la Domnul și la sprijinul Lui. Întotdeauna Dumnezeu, Domnul Iisus, trebuie să fie centrul căutării mele. Răspunsul, soluția, strategia, tot ce eu am nevoie găsim în Hristos. Că Dumnezeu ne ajută prin frați și surori, prin rugăciune și post, da. Dar trebuie să înțelegi puterea care este în Hristos și să ne încredem atât de puternic în ce a promis El, în cine este El, în ce va face El de mine. Deci nu mă uit la problemă, ci mă uit la promisiune. Orice opoziție e de fapt o oportunitate să văd gloria lui Dumnezeu. Amen. Deci este vremea să change the focus. Este vremea să ne schimbăm gândirea și privirea. Imaginațiile noastre, tot ce este înăuntru nostru în momentul când a venit criza, în momentul când a venit atacul, în momentul când toată iadul este potriva mea și a familiei mele. Atunci este momentul să change, să mă schimb. Nu mă uit la ce se vede, cu toate că doare, cu toate că arde, cu toate că nu mai e nici respirație când auzi niște bad news-uri. Și trebuie să mă întorc, să privesc la ea. Știți versetul de Psalmul 34 cu 5? Îmi place mereu să amintesc acest lucru pentru că este atât de puternic că medităm asupra lui. Spune că când îmi întorc privirile spre el, mă luminez de bucurie. Și nu mi se umple față de rușine. Asta înseamnă o decizie. Ai ales să te întorci cu mintea și gândirea și vorba de la problemă, de la necaz, de la satana, de la atacuri, să mă întorc spre Dumnezeu care poate, spre Dumnezeu care mă iubește, spre Dumnezeu care îi pasă de mine, spre Dumnezeu care a dat pe singurul lui Fiu pentru mine, nu ca aș fi un geam. Domnul Iisus n-a murit pentru geamuri. Domnul Iisus n-a murit pentru oameni de nimic. Dumnezeu a trimis pe Fiul lui să moară pentru mine pentru că am valoare. Valoarea ta și a mea este cotată după valoarea lui Dumnezeu. Un lucru care îl cumpe, o mașină care o cumpe,
Are valoarea proprietară și vedeți, dacă te duci la Walmart, poate e o rochie frumoasă, dar la un preț mic. Du-te la o firmă de Nike sau mai știu ce pe aici, care aveți și voi în America, automat datorită firmei este cotată la un preț foarte mare. Să vină acum să fie o mașină, mașina ta, care poate costă vreo 20.000. Și cineva să ducă mașina lui Michael Jackson. Și poate e mai rabă decât a ta. Cât costă aia și cât costă aia. Deci numele cuiva dă valoare lucrului respectiv. A dat o mică comparație, da? Numele lui Dumnezeu, care Dumnezeu atotputernic, care ne iubește așa de mult, ne dă nouă valoare. El a murit pentru noi că avem valoare. A murit pentru noi că îi pasă de noi. A murit pentru noi că suntem cineva și vrea să facă ceva în noi și prin noi. Lucrători împreună cu Hristos. Lucrători în via lui Dumnezeu. Cine e o păcătoasă? E un pumn de țărână. Eu care n-am știut și n-am putut nimic. Eu care am fost în pragul morții. Eu care am fost în pragul sinucinerii. Eu care am fost abuzată. Eu și fiecare are istoria ei. Da, pe cel pumn de țărână, Dumnezeu a dat pe Fiul lui. De ce? El a pus în tine comori, El a pus în tine valori, El a pus în tine atâtea daruri și acum vrea să le folosească pentru slava Lui și binele celorlalți, pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Când începi să gândești altfel și cum ți-a spus, îți întorci privirea la problemă spre El, dintr-o dată, wow, pe cine tata meu, fii atent ce scrie mine, fii atent cum a răspuns Dumnezeu aici, fii atent cum ți-a răspuns Dumnezeu aici, din nou, acesta să fie totdeauna în viața noastră. În momentul acela se ridică nivelul credinței. De ce? Că începi să-L înalți pe Dumnezeu. Începi să te ocupi de Dumnezeu și de aceasta este strategia atât de importantă în viața noastră. Nu te mai concentra la Satan. Nu te mai concentra la problemă. Nu mai tot vorbi și te plânge la alții de atacurile satane. No, numește-le de acum înainte, a spus mereu, sunt trepte de promovare în viața ta. Concentrează-te la Dumnezeu. Uită-te la Dumnezeu și la cine este El. În momentul acela, wow, giganții tăi devin ca niște lăcuste. Cât de mare e povara ta? Cât de mare e durerea ta? Cât de mare sunt giganții cu care tu te lupți? Ai Duhul lui Iosua și lui Caleb sau ai Duhul celorlalți 10 care au atâțat și au dus în tot poporul acea îndoială și necredința să le fie frică de giganți. Și așa m-am bucurat că doar am deschis Biblia, mă uitam după un verset și mi-a dat Domnul acest verset care să fie de încurajare pentru noi în această zi la Deuteronom, la capitolul 9, versetul 13, să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici. El va smeri înaintea ta și tu vei sconi. Îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Dar mai înainte spune, trebuie să citesc mai la început. Deci ascultă Israele și pune-ți numele tău aici. Astăzi vei trece Iordanul. Deci te vei duce Domnul la un alt nivel spiritual. Ca să te facă stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine. Pe cetăți mari și întărite până la cer. Pe un popor mare și înalt la statură. Pe copiii lui Anac, răuria și pe vremea aceea. Pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se, cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Și Domnul spune, mai departe versetul la încetă prima dată, El însuși merge înaintea ta ca un foc distrugător și distruge toți acești dușmani. Da. Și Domnul promite că îi scolește de înaintea ta. Dar trebuie să ai perspectiva lui Dumnezeu în fața ta. Trebuie să ai gândul lui Hristos în inima ta. Trebuie să te poziționezi în direcția cerului, a ce promite Dumnezeu, a cine este Dumnezeu. Și apoi, cicații tăi să vezi, tu nu te mai vezi o lăcustă, că își contează foarte mult cum te vezi. Te vezi victorioasă? Sau te vezi o victimă? Te vezi puternică? Nu prin puterea ta. Pot tot un Hristos care mă întărește. Sau mă văd un vierme? Eu, Doamne, sunt un vierme, e adevărat. Dar acest vierme, Hristos i-a dat valoare. Și acum pot tot un Hristos care mă întărește. Vrăjmașul nu fuge de nimic altceva decât când vede că tu ai început să cunoști, să crezi adevărul. Adevărul te face slobod. Adevărul cine ești tu, Dumnezeu, și cine este Tatăl tău.
Și atunci Domnul spune la Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fii plăcut lui. Deci Dumnezeu vrea de la noi dragoste. Dumnezeu vrea de la noi să umblăm în puterea Duhului Sfânt, dar credința este cheia care suntem plăcuți lui Dumnezeu. Căci fără credință tu nu poți să înțelegi lucrarea spirituală. Fără credință nu poți să crești să înțelegi mântuirea și iertarea și eliberarea. Fără credință nu poți să ți se descopere Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu zice, fără credință e cu neputință să fii plăcut mie. Numai prin credință tu vei biruit dușmanii. Și dușmanul ce face? El încearcă datorită faptului că tu nu cunoști cuvântul, că și credința vine în urma auzirii cuvântului. Dar care cuvânt? Mergem puțin mai în adâncime. Este cuvântul acesta. Dar de atâtea ori l-am citit. Din copilărie l-am citit și credință n-am avut. Oare de ce? Pentru că ai nevoie de cuvânt rema. Ai nevoie de cuvânt viu ca Domnul să-ți vorbească nou. Cum am citit versetul acela, e cuvânt rema care mi-a dat acum Domnul pentru voi. Cuvânt rema care intră drept în inima mea. Și în momentul încercării și durerii mele, eu vin cu cuvântul care l-am primit în inimă. Și acest cuvânt mărește credința mea. Și Dumnezeu nu acționează decât prin credință. Poți să plângi cât ai plânge. Poți să dai toți banii. Poți să faci orice faptă bună. N-ai credință, e cu neputință să fii plăcută lui. Pentru că și credința este cuvântul și cuvântul sunt eu. Am scris o carte, o revelație care mi-a dat-o Domnul. Eram chiar de un an nou și aveam mai mulți musafiri la masă și dintr-o dată Domnul spune, vino sus, ok? Când Domnul te cheamă, lași musafiri, lași mâncare, lași toști, ascunzi de Domnul, dar trebuie să fii radical și trebuie să fii sigur că Domnul îți vorbește. Și m-am dus și Domnul, ce ia Biblie cu tine? Și atunci am luat Biblia, m-am dus în camera mea și în momentul când am luat Biblia, Domnul spune, de acum înainte, de câte ori vei lua această carte, tu mă iei pe mine. Eu sunt cuvântul. Eu sunt cel ce sunt. Și când a început Domnul să-și enumere numele Lui, cine este El, dar aici a găsit. Și căci cuvântul Lui e viu și lucrător, este puternic, am căzut cu fața la pământ. Ce să pui o bentiță în cap să te păcălești cu acesta? Am luat pătura, plapuma, m-am băcat de desubt că n-am mai putut de puterea prezenței Lui, simți că te topești. Și a zis, Iisuse, aduc lărgunele, sângele tău, că nu mai pot să stau în prezența ta. Atât este de un foc mistuitor, dar plăcut în același timp. Și Domnul continuă. Nu Moise îți vorbește, nu Iosua îți vorbește, nu îți vorbește Pavel și Petru, ci eu îți vorbesc. Și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, Tată, dar totuși, de ce sunt atâtea religii? De ce sunt atâtea despărțituri? De ce sunt atâtea întrebări? Baptiștii în felul lor, pentecostalii în felul lor. Doamne, de ce? Ce mi-a spus Domnul mie? Eu spun ce mi-a spus Domnul mie și știu că este adevăr. Pentru că eu cuvântul fără mine. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Și Duhul este Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. Nu poți să iei un verset și să te tai. Pentru că e slovă și de aceea atâția copii în biserică au creștut să răniți și plecați din biserică că au venit suflete care nu au avut dragoste și înțelepciune și au luat sabia și au tăiat în loc să se ducă cu ulei de mângâiere, în loc să se ducă cu dragoste, căci Domnul Iisus nu respinge pe nimeni. E treaba ta dacă tu îți permiți să păcătuiești, plătești consecințe, dar aici este cuvântul. Și aceasta te ajută ca să înțelegi voia lui Dumnezeu, cuvântul revelat. Și asta mi-a zis Domnul, pentru că aveți nevoie de Duhul meu. Duhul meu este Duhul adevărului, Duhul revelației, ca tu să înțelegi ce vreau eu să spun. Și apoi Domnul mai spune puterea cuvântului, cuvântul meu este infinit. Nimeni de pe acest pământ nu poate să spună că, de exemplu, Ioan 3:16 are doar un înțeles care înțelegi tu. Și mi-aduc aminte că și tatăl meu, când trăia, ne-a spus de un bătrân, pe vremea aceea, care a predicat din Ioan 3:16 un an de zile, fiecare duminică. Dar de fiecare dată era altă predică. Și atunci am înțeles că mi-a zis Domnul și m-au să aminte de acest verset. Pentru că Domnul este infinit. Pentru că El este omniprezent, omniștient.
Și El este cuvântul. Este atâta putere și adâncime în cuvânt, care și ție și mie și la toți ne hrănește, ne întărește, ne înviorează și azi, și mâine, și peste un an. Și ai să vezi că același verset, și mi-e place să le notez, data 2012, și peste un an îmi vorbește Domnul în același verset, dar parcă altceva, mai adânc, mai profund, că am crescut și eu puțin mai mult și mi s-a revelat cerul puțin mai mult și n-au, oh, acum înțeleg mai bine ce a vrut Domnul să spun acolo. Și sunt sigură că peste un an o să înțeleg ceva mai adânc, mai profund, că și urcăm din glorie în glorie, din treaptă în treaptă, până în vârful cel mai sus. Dar totul este prin cuvântul viu și lucrător. De aceea când tu te împotrivești diavolului, una dintre armele puternice este cuvântul. N-ai cuvântul, sora mea, când vine problema, de ce mă atâta pe plâns, ai căzut. Nu te ajută la nimic și n-ai să poți să ieși din încercare. În momentul când ai cuvântul, este scris. Dar ți-am spus, meditează zi și noapte asupra Lui, ca să primești viața din El, să primești seva din El. Și apoi când iau sabia, eu văd, eu simt, eu știu că ceea ce spun dintr-o dată din gura mea este fire, din gura mea este power și vrăjmașul trebuie să dea înapoi că El știe că eu știu. Dar El știe că tu degeaba te roși, dar coți și zici ceva din Biblie că tu nu crezi. Că e doar teorie. De aceea vă provoc să ne punem cu bunta pe carte, cu alte cuvinte. Meditează zi și noapte asupra cuvântului până este seva. Până cuvântul acela pentru tine are viață în el și îl mănânci. Am scris în carte câte zile m-a chemat Domnul la post, gloria este a Lui, și simțeam de multe ori ștomacul cum adoare și începea să vorbească acolo pe limba Lui și atunci îi porunceam să tacă și spuneam, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Și vă spun, doar citeam tare cuvântul și cuvântul avea în viață și mă săturam. Nu mă întrebea nimic, cum să rezești tu 40 de zile să nu mănânci nimic, nici sarea nici dimineața. Dar mâncam cuvântul. Am văzut că e putere în cuvânt. Am văzut ce am trăit, că și cuvântul e pâine. Am trăit că și cuvântul este foc. Am zis niște lucruri și a dispărut toți demonii. Am văzut cuvântul cum e apă, care a dus în fiorare. Am trăit cuvântul. Și mi se pare atât de puțin cât mi s-a descoperit. Și deja am văzut cât mai este și cât autoritate și putere găsim noi în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul, cum am spus, este credința. Pentru orice luptă și orice armătură care tu o folosești, dacă nu e această fundație a cuvântului, da, de baptiștii s-au pus acel mai mult pe studiul Bibliei și pe cuvânt și este bine și au nevoie de plinătatea Duhului Sfânt de revelație ca să fie mai powerful. Pentecostalii s-au bazat mult pe experiență și nu e nimic rău, dar le lipsește cuvântul. Și când vine încercarea, nu te ajută experiența. Te ajută dacă tu într-adevăr ai conexia adâncă cu Domnul, dar dacă tu ai avut o vorbire în lipsa experiența cu un an sau cu de ani de zile, fii sigur că în momentul ăsta nu te ajută. Ceea ce te ajută este credința, ceea ce te ajută este cuvântul, ceea ce te ajută este plinătatea Duhului care te călăuzește. Ce să zici, ce să faci, unde să te duci, cum să te lupți cu aceste stări, aceste probleme, aceste duhuri care vin împotriva ta sau familiei tale. Nu uitați, cuvântul este ok, atât de puternică. Noi avem de luptat cu firea pământească prima. Este cea mai grea de luptat. Cu demonii știm. Este o luptă cu demonii și trebuie să fie echipat puternic. Și poate nu vine la toți. Dar firea pământească o avem toți. Ne-am născut cu ea. O cocoloșim, o apărăm, o protejăm, îi dăm să mănânce în fiecare zi. Și când a venit ispita, a venit problema, ai căzut. Și vrăjmașul te controlează, te manipulează tocmai prin firea pământească. Firea pământească începând, nu, cu mândrie, cu atâtea stări negative care avem în viața noastră. Am deschis ușa, poate încă din copilărie, cum am spus, este duc de inferioritate, este duc de respingere, este un duc de argumentare continuu și de ceartă continuu, tot felul de stări care ne-am învățat cu ele și nu le mai consideram păcate. Dar pe acolo vrăjmașul ne manipulează și ne avem o viață de violență. Am fost creați de Dumnezeu ca să biruim. Biruința noastră e deja câștigată, trebuie doar să mergem să o luăm. Ai fost creată pentru biruință, creați pentru biruință. Absolut orice problemă care Dumnezeu o îngăduie, nu că vrea Dumnezeu, care vine în viața noastră, nu-L ia pe Dumnezeu prin surprindere și deja răspunsul este acolo. Când a venit un gând negativ, cel pozitiv este chiar acolo, numai tu trebuie să știi să-L iei. Când a venit o încercare, un atac, dar chiar pe nepregătite,
Dumnezeu deja a pregătit mai dinainte ușa prin care să pleci, cu alte cuvinte. Deci pe Dumnezeu nu ne-a presupus nimic. Stai puțin că fratele cu tare a căzut în păcat. Oh, băiatul la sora s-a dus în drogă și așa. Ce să fac eu acum? Cum să mă gândesc eu să ajut? Nu, totul e deja pregătit. Trebuie numai ca noi să ne poziționăm din nou în direcția cerului, prin cuvânt, prin rugăciune, prin credință. Doamne, care-i strategia? Doamne, care este cuvântul pe care eu trebuie să-l declar acum? Căci nu te lupți cu drogurile, nu te lupți cu demonii, nu te lupți cu stările acestea de întunericului, cu nimic altceva nu vei birui decât cu cuvântul. Amen. Bineînțeles, am vorbit, o să vorbim și despre poști și rugăciune. Care-i cuvântul care să mă țină vremea aceasta? Care-i cuvântul care să declar peste copilul meu, soțul meu sau whatever cine ai? Care este cuvântul care să devină viu pentru mine? Ce este scris în cer acum pentru mine? Că totul este scris în cer. Și trebuie să chemăm precum în cer, așa și pe pământ, să se facă voia ta, Dumnezeule. De unde știi tu ce scrie în cer? Prin post și rugăciune. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna mă poziționez în dreptul cerului, unde am ușa deschisă, prin laudă și închinare, vom vorbi la următoarea sesiune. Și atunci încep să percep și să primesc. Și Domnul dă un not in my life, în inima mea, ce trebuie să fac, cum trebuie să mă lupt, ce armă să folosesc, câtă răbdare trebuie să am, unde să mă duc. Și atunci nu pot decât să strig lăuda să fie Domnul și sunteți voi de toți scășoașele. Suntem echipa, suntem mai mult decât biruitori. Dar trebuie să vezi, trebuie să crezi lucrul acesta. Trebuie să activezi ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta. Cu firea pământească pună pe cruce, am scris în carte foarte multe exemple. Pentru că este, v-am spus, cel mai șmecher și cel mai mare dușman al nostru, că nu realizăm. Și de azi sunt certuri în familie, de azi sunt certuri în biserici, de azi sunt divizări. Pentru că eu zic, ca mie, tu zici ca tine și începe ceata, dar tu vezi că dincolo de aceasta e firea pământească, nu este Duhul Domnului. Și imediat te superi. Ofensele, una dintre marile, mari probleme biserici. Am spus Duhul de neiertare, am spus Domnul să-l găsesc în fiecare biserică. În momentul când te-ai supărat pe cineva, sora mea, nu contează că e copil, că e păstor, că e soț, tu nu ai iertat. Și pentru că nu ai iertat, ai deschis ușa diavolului și ești atacată tu. E treaba Domnului cu cealaltă persoană, nu mă bag în aia. Și în momentul acela, dacă nu rezolvi problema repede, ești dată pe mâna chinuitorilor. Asta înseamnă boală, asta înseamnă tormentare, asta înseamnă nu poți să dori, asta înseamnă supărare, apăsare, o stare de nemulțumire continuă, o stare de frică peste tine, o stare de insomnie, cum am mai zis, ești chinuită și nu știi de ce. Mergi la doctor, te duci peste tot, iei medicamente și poate nu-ți găsește nimic, dar problema ta nu asta, problema ta e neiertare. Problema ta e sufletească. De aceea Domnul vrea să despovereze astăzi. Dacă cumva ești aici și ai un duc de supărare, că poate de neiertare ți se pare prea greu. Asta înseamnă că tu nu ai iertat soțul tău care te-a rănit, copilul tău care te-a supărat, n-ai iertat pastorul sau liderul care, nu contează, poate ai fost bătută, abuzată, violată, indiferent ce s-a întâmplat, trebuie să ierți chiar dacă au murit persoanele respective, trebuie să declar tare cu gura, aleg să-l iert, să o iert și o iert din toată inima și acum o binecuvinteze ce ca tu să fii liberă și să-i tai dreptul legal al satanei care te chinuiește. Alege astăzi să fii liberă, alege astăzi să-l urmezi pe Domnul. Toată viața noastră este o decizie în a alege să fiu bine sau rău. Să merg înainte sau să dau înapoi. Este alegerea ta, la tine este cheia. Să n-arunci pe nimeni. Dacă suntem unde suntem, este alegerea mea de ieri, de alaltă ieri, de acum 5 ani, de acum 10 ani. Nu plămâim noi pe nimeni. Alegerea a fost la mine să fiu aici. Alegerea a fost la tine să lași totul să vii la conferință. E alegerea ta. Indiferent de circunstanțe. Deci gândiți-vă de azi înainte mai mult ca oricând. Ce aleg să gândesc? Alege ce să gândești. Aleg negativ? Ce se întâmplă cu soțul meu? Ce se întâmplă cu boala mea? Ce se întâmplă? Deci alegi și gândești negativ. Atrage acele lucruri. Și vei fi bolnavă. Și vei fi tormentată. Nu! Aleg să mă poziționez în dreptul cerului. Și aleg să mă gândești la ce spune Dumnezeu. Aleg să fac ce spune Dumnezeu. Aleg să declar cuvântul. Aleg! Este o decizie că ni s-a dat această lumină, ni s-a dat și Dumnezeu ne-a creat cu această înțelepciune și autoritate să alegem moartea și viața, binecuvântarea sau blestem, să aleg să fac bine sau să fac rău, să aleg să te rănesc sau să aleg să-ți fac bine, aleg să spun ce frumoasă ești astăzi sau să zic, uite și asta cum s-a îmbrăcat, ce aleg?
Este o alegere care te va urma. Și știți ce este foarte grav, care mă doare să spun? Tot ce noi alegem să spune, se va întoarce împotriva noastră. What you sow, you reap. Și nu numai atât, se duce mai departe la copiii noștri. Deci de aceea nu ne jucăm. Cuvintele au power. Moartea și viața stau în puterea limbii. Ce alegi? Ce alegi să vorbești astăzi? Ce alegi să gândești astăzi? Ce alegi să faci astăzi? Hai să alegem cuvântul. Hai să alegem să vorbim, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, să gândim ca Dumnezeu. Hai să vedem lucrurile frumoase lui Dumnezeu. Hai să mă uit la tine de azi înainte, să nu-ți aibă defectele, chiar dacă ai 80% defecte. Și să-ți văd potențialul și binele care este în tine. Și eu, puținul care i-a dat Domnul, să adaugă tine valoare și să te ridic la un alt nivel. Să pun umărul la rugăciunea ta. Să plâng cu tine, nu să te judecă. Să începă, știu, eu am auzit cu ce ai făcut. No! Nu vreau deloc de azi înainte să-l mai satisfac pe cel rău, să-l mai hrănesc pe cel rău, să mă aliniez cu cel rău care e acuzatorul. Nu, mă aliniez cu Hristos. Ce-ar face Hristos în locul meu acum, situația dintre mine și tine sau din situația care este? Hristos iartă, Hristos iubește, Hristos se jertfește, Hristos mai merge încă o maie, Hristos dă totul, Hristos în noi nădejde slavei. Vreau să semăn cu Hristos, vreau Hristos să fie în viața mea. Într-adevăr să fie o diferență, dar alege, sora mea. Ți-e greu că trebuie să mori, dar ok. Mereu a zis Rodica pe crucea noastră pe Hristos să locuiască. Ce dacă mor? Dar moare ce e veche în tine. Și nu uita că numai bobul de mor greu care moare, acela duce roadă. Și noi am fost destinați pentru rodire. Ca Tatăl să fie proslăvit, noi trebuie să rodim. Ce rodești? Ce rodești? Dacă tu tot vorbești negativ, dacă tu tot bârfești, vei culege roadele. Care în niciun caz nu e pentru proslăvirea lui Dumnezeu. În niciun caz nu-ți face nici ție bine, ci va aduce nouă otravă. Vei înnegri în prejur tău, știți că atâta putere are numai gândurile. Dacă te duci într-o cameră la spital, te duci într-o casă unde e depresie, simți, dacă ești puțin mai sensibil și cât de cât cunoști legile lui Dumnezeu, simți acea depresie, simți acea mânie. De multe ori am văzut și în casă, dacă cumva unul din copii, eu sau soț, am fost mai agitat, mai nervos, parcă s-a agitat și ceilalți, parcă am transmis mai departe și am zis, no, I choose, aleg să mă opresc, că uite, și mă încurajez foarte mult cu soțul meu când zic un cuvânt negativ, ai grijă ce-mi zis, ok, bă, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, sau alege pentru că transmiți automat starea asta de nervi, transmiți automat în jurul tău, atmosfera se murdărește, s-a constatat și știința au studiat și au văzut ce se întâmplă în lumea spirituală. Dacă l-ai pe Dumnezeu în tine și ești conștient de puterea Dumnezeu și ai o inimă curată, spălată prin sângele Domnului, tu emani în jurul tău dragoste, tu emani în jurul tău glorie, tu emani în jurul tău putere și demonii fug, pentru că ei vând vernicul din acest trup și îmbrăcămintea care o ai, vede pe cel care locuiește în tine și vede că tu ești conștient că asta e o altă problemă. Nu suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu. Nu sunt conștiente de cel care este mine, care e mai puternic decât ceea ce este în lume. Yeah. Și nu uita, era o conversație și vorbeam cu cineva, că încearcă să spună la ceva despre Domnul, ce, pe ce pot să-i spun? Dă din gură, dar nu se mă oprește persoana respectivă. Și nu apuc să-i vorbesc nimic. Și atunci am spus, zic, fii atentă, tu poți controla atmosfera, fiind conștientă cine e și cine este în tine. Bazat pe cuvânt, de-aia totdeauna trebuie să ai cuvântul. Cel ce este în mine, cine? Hristos, Duhul Domnului, e mai puternic decât cel ce este în fața mea. Poate să fie copilul, soțul, un frate sau oricine. În momentul când tu ai spus acest lucru, automat lucrurile se schimbă. Și am experimentat lucrul acesta. Eram într-o situație și m-am văzut, cineva asculta muzică și au muzică care bu-bu-bu și parcă mă irita și mă deranja. Zic, dacă îi spun, nu primește. Dar zic, cel ce este în mine mai puternic decât cel ce este în acea persoană. The name of Jesus. Now, știu că I release power, I release puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și eu controlez atmosfera, nu eu, Hristos care este în mine. În momentul acela, ce s-a întâmplat, a dat muzica, a plecat, totul s-a schimbat. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în tine. Dar trebuie totdeauna să umbli în prezența lui Dumnezeu. E adevărat că și biserica este foarte mult clădită pe principii. Dar de multe ori principiile omoară. Hai să trăim după prezența lui Dumnezeu. Haide să trăim
într-o așa relație cu Dumnezeu, încât oriunde mă duc să vorbesc cu El. Și știi ce? Domnul te trece prin niște încercări ca să depinzi de El. Pentru că suntem foarte înțelepți și dotați cu tot felul de abilități și nu prea ai nevoie de Domnul. Dar te duce Domnul în circunstanțe care să zici la orice pas, Doamne, împreună cu Tine, că tata asta îi place, să vadă copiilor că îl bagă în seamnă și că vrea să aibă părtășit cu El ca și cu Adam. Nu o mă duc eu la asta, că eu știu, eu pot, am abilități, am școli, am bani, am de toate. Și Domnul îngăduie de multe ori să trece prin anumite încercări. De ce? Să depinde de El, că e drag de noi. Pentru că ne iubește așa de mult. Și El ne vrea cu mine împreună. Hai să facem toate lucruri frumoase împreună. Căci atunci nu mai poate nimeni să te dereme. Deci avem dușmanul, firea, lumea, rășmașul, vedeți? Domnul spune clar cine iubește lumea. Dragostea Tatălui nostru în Senia. Fiecare să cerem Domnului discernământ ce înseamnă lumea. În primul rând este sistemul lumii de a gândi. Și vedem foarte bine astăzi cât este de rătăcit sistemul lumii de a gândi din toate punctele de vedere. Începând cu legile care se dau și cu gay, și cu abortion, și cu toate numai lucruri grave. Este un sistem care nimic nu mai e păcat. Nimic nu mai este grav. Deci totul merge la grămadă și a ajuns să fie o obișnuință. Nu e nimic greu, nu e nimic rău, dar să face aia. Trebuie să ieșim din sistemul lumii de gândire. Fie și cu alergarea după bogățile lumii acestea. Este una dintre spini, cum spunem, sămânța care a căzut între spini, este îngrijorarea, alergarea după poftele lumii și alergarea după bogățile lumii acestea. Nu știu dacă ești în locul acesta, dar care este prioritatea numărul unu? Din nou, repet ce am spus la început, de ce crezi tu că te-ai născut pe planeta Pământ? De ce crezi tu că te-a dus Dumnezeu în America? De ce te-ai pocăit? Fiecare o viață mai bună, recunoaștem. Dar asta este scopul, ca să masă bogăție, milioane, haine frumoase și luxoase. No! Scopul tău este să semeni cu Hristos și să-L mărturisești pe Hristos. Și dacă ai bani, dă misiune, dă lucrare, dă peste tot, ca împărăția Domnului să avanseze. Glorie numelui Lui! Contează foarte mult prioritățile și atitudinea inima ta și motivația inimii tale care este. Și nu te judec pentru că Domnul știe inima ta și n-am dreptul să te judec, că poate tu faci niște lucruri care nimeni nu știe și o te judec. Nu am voie, dar trebuie să ne aliniem planul și voiul Dumnezeu. Acum, în această luptă, sunt multe de vreau să spun doar așa, câte puține, în această luptă, cum am spus, și cu diavolul, și cu lumea, și cu firea pământească, din toate punctele de vedere vedem război. Ce să facem în aceste momente? Am spus una, este cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru care este foarte, foarte puternic pentru noi și trebuie să știm, și am scris o carte, este postul și rugăciunea. Să te rogi poți, dar să postești mai puțin. Dar vreau să încurajez persoanele care vor să postească o zi, două, trei sau mai multe. Alege o zi sau mai multe când poți să te rogi. Că degeaba tu te-ai învățat o rutină, lunea și marți, sau o dată pe săptămână, postezi, dar atunci tu la muncă te duci, tot faci de toate, tu n-ai timp de rugăciune. Fă-ți timp să vorbești cu Dumnezeu. Postul în primul rând. În o carte am scris foarte mult toate posturile din Biblie. Le-am scos, cred că nu știu dacă lipsește vreun, am stat și am studiat Biblia, să scot posturile din Biblie și după revelația care mi-a tot Domnul am explicat cât de puternic este postul în cazul lui Estera, în cazul lui Neemia, în cazul lui Ezra, în cazul lui Iona, în cazul atâtea și atâtea. Da? Dar în același timp, postul, în primul rând, plăcut lui Dumnezeu este punerea deoparte pentru El, consacrare. Mă pun deoparte pentru Dumnezeu o zi, 10-20, în care vreau să-L cunosc. Mai mult vreau să-L iubesc, mai mult vreau să mă curățească, nu mai vreau să fie nimic între mine și El. Doamne, aducă o jertfă vie pe altarul Tău, mintea mea, trupul nostru, pe tuturor, nu vreau să mă ating de mâncare. Știu că va fi greu, că dar e jertfă, te costă. Dar, Doamne, Tată, eu vreau atât de mult să Te cunosc și să Te iubesc. Vreau să mă ridici mai sus. Vreau să mă apropii de Tine. Și bineînțeles, poți să aduci și cauzele tale înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta este o jertfă atât de plăcută lui Dumnezeu. Prin post nu manipulezi pe Dumnezeu. Ok, postez și gata, Domnul să dea azi să-mi facă lucrul acela. Nu. Deci trebuie să înțelegi că postul este. Doamne, mă pun deoparte pentru Tine. Și cel acest lucru pentru viața mea, primul spiritual. Și apoi cauzele pe care Tu ai. Doamne, facă-se voia Ta. Dacă Tu vrei să aduci vindecare, Tu pune. Dacă Tu, Doamne, în situația respectivă, nu, e copilul păcat în lume, postim și ne rugăm cu credință că Dumnezeu va rezolva problema. Am scris în carte tot felul de posturi, că multă lume mă întreabă, pentru că românii au fost învățați cu o zi, două pe săptămână sau trei zile, postul este la mai mult, dar atât nimeni n-a știut. Atât prea puțin. Dar Domnul m-a chemat pe mine special să postez 3 zile, 4 zile, 7 zile, 21 de zile, până la 40 de zile, deci numai cu apă, n-am mâncat absolut nimic. Sau uneori cu suc, sau cu apă și cu lămâie.
Sunt mai multe posturi și le-am explicat. Cum vrei, îți alegi. Fiecare post are puterea lui. Și o jumătate de zi, dacă este, și o zi, și 40 de zile, e normal. Una e să postești o zi, una e să postești 20. Da? E normal, este sacrificiu mai mare, cu atât e puterea mai mare. Dar nimeni nu te forțează, nu te simți condamnat, ci începe primul pas. Poate n-ai post niciodată, te doare cap, ok, încep o zi. Mă duc la 3 zile, de acolo să vezi că încep să buși puterea postului, să vezi revelațiile care vin și te duci mai departe. Eu am scris câte beneficii ai tu care postești. În cazul meu, Dumnezeu m-a chemat nu pentru mine. Aveam și cauzele mele la Domnul și din nou că e gloria Domnului, este alegerea Lui, n-am ce să mă laud, stai în spărtură pentru poporul român. Astăzi sunt aici pentru că El a decis. Pentru că sunt 8 ani de zile de post și rugăciune care Domnul a pus să postez pentru România. Din nou, nu este laudă, nu este mândrie, ci este o jertfă care să vă încurajeze că Domnul vă iubește. Și El folosește pe cine știe El. Caută o inimă să fie întreaga Lui. Și pentru că Domnul iubește așa de mult poporul român, folosește pe cine știe El și cum vrea El. Ca apoi să mă ridice, să mă duc să vorbesc la conferințe în pușcării pentru tine și m-am fost în misiune în Africa, în Europa, în multe țări, cu pasiunea și focul lui Dumnezeu. Domnul mi-a spus, vestește o trezire. 2 Cronici 7:14, dacă poporul meu peste care chema nu le va ce face, se smerește, care înseamnă și post. Se va ruga și al treilea, va căuta fața mea. Mi-am scris cartea, cunoașterea frumusețelor lui Dumnezeu prin post și rugăciune. Dar poți să-i mai dau un alt titlu, care o să vezi când o să citești. E vorba de pasiune pentru Dumnezeu. Să cauți fața Lui, asta e pasiunea vieții mele. Eu stau la picioarele Domnului, plec că Domnul mă trimite, dar nu asta e bucuria mea. Bucuria mea e să stau la picioarele Lui. Să pot să-i savurez frumusețea și slava, să pot să lau și să mișlocesc o ureșir pentru tot ce există suferință pe pământ. Omenește, eu rodica n-am să pot niciodată. Dar El când vine cu iubirea Lui, prin Duhul Lui, poate să facă atâtea lucruri. Pentru un vas, calmul care a fost spart, strupit, care le-am practic moarte. Dumnezeu m-a ridicat să-și arate slava și toată gloria Lui, doar a Lui, n-am nimic cu ce să mă laud. Înțelegeți? Asta face Dumnezeu cu fiecare în parte, dar caută-L, caută fața Lui. Aici este cheia, aici este pasiunea, aici este victoria. Caută fața Lui. Doamne, am scris-o că adică e cineva să-ți vadă fața. Imposibil să vezi pe Domnul. E vorba de această intimitate cu Dumnezeu. E vorba de această când lași tot, m-a spus, nu întâi facem pentru Domnul, întâi suntem, întâi mă adapt la sursa de putere și de dragoste și de iubire. Și apoi Domnul când știe și cum știe, te echipează și te duce indiferent în ce misiune te vrea Dumnezeu. Dar El caută astăzi femei, oameni îndrăgostiți care să-L iubească. El caută o mireasă că vine răpirea și această mireasă nu trebuie neapărat să aibă bani, nu această mireasă neapărat trebuie să aibă cununi și lauri. Nu! Mireasa trebuie să fie îndrăgostită! Orice bărbat, orice femeie, nu știu dacă cineva se căsătorește în interes, am avut ocazia că am venit în Canada și au venit bărbați după mine și cu casă și cu masă, nu mi-a trebuit nimic decât un om care îl iubea, cu toate că n-avea nici acte, nici bani, nici pocăica în lumea lui, da? Dar l-am iubit și asta am avut. Aguste pe cineva care să-L iubești și să mă iubească. Asta vrea Dumnezeu de la noi. O mireasă îndrăgostită, o mireasă curată, o mireasă care nu are alte priorități. Când ești mai ales mireasă, poate să vină 1000 de bărbați lângă tine, tu nu vrei decât unul și pe ăsta-L vrei. Așa vrea Hristos de la noi. Nu o inimă împărțită între lume și păcat și divergențe și tot felul. Nu, El vrea pe El. Caută fața mea. Și sunt încă în căutare. Mi s-a descoperit Domnul de atâtea ori. Mi-a vorbit Domnul de atâtea ori. I-am văzut frumusețea și strălucirea. I-am auzit vocea nu știu câte feluri. Și totuși sunt înfometată și însetată și caut fața Lui. Este singurul lucru care mi-aduce viață și bucurie și împlinire. Și de aceea sunt Dumnezeu și mă duc unde mă trimite și sacrific tot ce îmi spune, chiar dacă mi-e așa de greu, de atâtea ori. Dar acea foc al pasiunii pentru Dumnezeu, să cauți fața Lui, te duce în extreme să mergi pe apă, te duce în extreme când mi-a zis, dăm toți banii, singurii bani care aveam 10.000 toți am dat, altădată 5.000 toți am dat, du-te până la margini, nu ți-e ușor să duci în Africa, era război, boală, nu pot să spun câte traume, puteam să murim pe acolo, Dumnezeu a zis, tată de dragul tău și acelor copilași, acelor oameni atât de săraci, atât de răniți, mă duc, Doamne. De ce? Ori de câte ori a fost făcut acest lucru, unul din cel mai mine îmi da, zice Domnul. Voi mie, mine, să puteți gândi vreodată? Da. Când tu te rogi pentru cineva,
Tu te-ai rugat pentru Iisus, ai făcut-o pentru Iisus. Când ai dat un ban, dă-l cu bucurie că tu dai lui Iisus. Tu nu-i dai la păstor sau mi-l dai mie, dai la orfan. Nu, tu îi dai lui Iisus. Dacă noi am fi conștienți și am crede, de aia spun, roagă-te fiecare zi, Duh de revelație, vino peste mine și ajută-mă să practic și să trăiesc cuvântul tău. Ori de câte ori ați făcut cel mai mic lucru neînsemnat, fie că te-ai dus la spital, că te-ai dus în pușcărie, tu la mine ai venit. Tu mie mi-ai dat să mănânc. Tu mie mi-ai dat un pahar cu apă. Tu te-ai rugat pentru copilul meu. Indiferent că e o stricată, indiferent că e musulman, că e budist, nu contează, e copilul Domnului, e creatura lui Dumnezeu care Dumnezeu vrea să-l salveze, Dumnezeu vrea să-l ridice, dar Domnul Iisus astăzi nu mai vine pe pământ, vine prin mâinile tale, prin gura ta, prin picioarele tale, prin banii tăi, așa vine Hristos astăzi pe pământ și noi trebuie să fim lucrători împreună. Amen. Și atunci viața noastră este total diferită. Cum am zis, în această luptă care ne confruntăm, să avem cuvântul, să avem postul, să avem rugăciune. Este o armă atât de puternică. Este roada Duhului Sfânt. Un om cu dar, darul de a învia morții, darul de a muta munții, dacă nu are caracter, poate să cadă oricând. Și ați auzit multe cazuri. Și la români și americani, oameni puternici, au căzut. De ce? Pentru că nu au avut caracter. Una dintre rugăciunile mele până să înceapă Domnul să, până să începă lucrare, când am început să-L caut așa de mult și însetată, înfometată, disperată, după Dumnezeu am început aceste trei lucruri. Vreau să te cunosc, vreau să te iubesc și vreau să formez caracterul în mine. Dar știți ce aici că de mulți, că nu ne place. Când începe Domnul să formeze caracterul noi, vezi ce ciocliri ne face Domnul. Wow! Atâta zdrobire ne-a făcut Domnul de nu mă vă spune. Înțelegeți și mulțumesc Domnului că fratele Țon avea casetele lui atunci de viață spirituală și mult m-a încurajat în vremea aceea. Cioplitorii lui tata. Ei, cât mama cioplit Domnul și încă sunt în cioplire. Dar au fost trepte și treptenița. Am zis, tată, nu vreau niciodată ca mândria să vină peste mine. Zdrobește-mă, Domnul, ca zdrobește-mă tare. Că este nothing about me, it's all about you. Doamne, nu vreau niciodată să alerg după bani, după avuții, după faime. No, never. Astea aparține lui Satana. Doamne, nu vreau niciodată să îmi tristesc fața ta și să-l rănesc pe cel rău. Prea mult și-a bătut jur de viața mea. Nu vreau să-i mai dau o unghie. Doamne, zdrobește-mă, ține-mă lipită de tine. Și a început tot felul de zdrobiri și încă mă ține Domnul dependent de el într-o umilință care nu mi-e ușor. Dar când privesc la el, mi se umple față de bucurie că sunt cu el care e cel mai puternic. Chiar dacă rânsâi, chiar dacă n-am nimic, dar la fel și este de ajuns. Formarea caracterului se formează prin suferință. De aceea, sora mea, când vine o încercare peste tine, primul lucru, nu te gândi cum să scapi din ea. Dumnezeu zice, nu ți-o iau, prea rar ți-o ia, Domnul. Pentru că are plan formarea caracterului în tine ca să te folosească. Și de aceea, problema ta este aici și noi vrem să ne luăm și postim. Haideți, fraților, am o cauză. Hai să ne luăm, să ne ia Domnul povară. Nu-i nimic rău. Dar Domnul de multe ori alege să spună nu. Alege să toacă, să zice nu. Eu îți dau my grace. Eu îți dau puterea mea ca să treci biruitoare prin probleme. Că știu că ne-ai ajuns dincolo, ești la un alt nivel. Și atunci mă pot mândri cu tine. Și atunci când vine iar frășmașul pe aceleași că nu te mai poate dobori, că tu deja ești la un alt nivel, ești deja echipată, mușchiul spiritual s-au format și de atunci tu știi, Dumnezeu de partea mea, că în acest proces că a fost o zi, că a fost un an, că a fost 7 ani. Tu ai crescut, tu ai învățat, tu ai fost echipată, tu ai fost antrenată pentru lucrări mari care urmează. De aceea nu fugi de foc, nu fugi de încercare, e grea de tot. Dar Domnul astăzi îți vorbește, vreau să te pregătesc, să te echipez. Și atunci ești în luptă, dai armătura, mai curge sânge, mai vine un clonte, dar dați-o căi, vine soriala ta lângă tine, te pansează și ce sora mea, let's go, încă un pas, nu te lăsa, nu te lăsa, umblăm și lucrăm în unitate, suntem parte din trupul lui Hristos. De ce atâta luptă între noi? Nu, hai să fim cu sensibilitatea Duhului Sfânt în viața noastră. Văd că suferi. Domnul mi-a dat un har de când am fost în Israel și de-aia am și pus pe carte poza din Israel. Eram în genunchi pe piatra care a pus Domnul Iisus înainte să fie crucificat. De fapt, acolo a fost moartea adevărată a lui. Și am avut acolo o răpire. Citiți în carte. Dar acolo de atunci mi-a dat Domnul un duc de mișcăcire și de durere să simt și să fiu atrasă de oricine care suferă. De multe ori văd dincolo de tine. Îți văd durerea, te văd că ești apăsată, văd că în tine este un duc
care te apasă tare, văd o rană ascunsă, poate neapărat o identifică. Și I feel to cry with you, I feel să nu te lasă pleci. Prănuiește liberată pentru că mă toare. Amin. Din nou nu e erotica, e Duhul Domnului. Este Hristos care îi pasă de tine. Și de aceea sunt atrasă de durere și de suferință. Pentru că și eu am suferit foarte mult în viață și datorită harului care mi l-a dat Dumnezeu. De aceea, hai să simțim că suntem mădulare într-un propriu Hristos. Nu contează că mergi la baptiști, eu merg la biserica cu tare, tu ești la biserica cu tare și fiecare, no, încerc ce te faci. Suntem mădulare și când mâna asta e rănită, cealaltă o ajută, nu contează că e de la altă biserică, chiar american, vine și mă ajută. Nu contează piciorul ăsta, era niciodată, face treaba celuilalt. Hai să gândim ca și Hristos. El este capul, noi suntem mădularele. Haide să ne ajutăm, să ne întărim, să ne încurajăm. Te văd că suferi, te văd că ești în lipsă, vin și stau. Pentru că asta face trupul lui Hristos. Și atunci normal că vrășmașul pierde. Până când să-l satisface pe vrășmaș, până când să-i dăm să mănânce vrășmașului, până când să ne chinuiască familiile noastre. Că am auzit atâta rând și dureri ce sunt și la voi aici, că pretutine, că merg în toată țara, în toată lumea. Și mă doare când aud câte durere, câte suferințe, ce face vrășmașul, până când să-i cu voi, ridicați-vă, femeile lui Dumnezeu, ridicați-vă la această luptă, stai în spătură pentru copilul tău, pentru soțul tău, pentru biserica ta, lucrăm împreună, de ce? Suntem mai mult decât biruitoare, de ce? Ceea ce locuiește noi mai puternic decât ceea ce este lumea, poate nu știi, poate nu ești pregătită, dar vin și cu numărul lângă tine, vin și mandatul postului împreună cu tine, vin și cerți sora mea, fii atent ce mi-a dat Domnul. Declară versetul ăsta peste copilul tău. Fii atent, sora mea, simt cu tine, mă doare cu tine. Hai să lucrăm în unitate, căci unde unitate este autoritate. Aici nu e vorba de bărbați și de femeie și Domnul să cerceteze bărbații noștri și liderii care atât de mult să luptă împotriva femeilor. No! Noi nu vrem amboare! Noi nu vrem să fim supra lor! No! Vrem să fim unitate! De ce? Pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu și salvarea atâtora. Dacă tu taci, cealaltă tace, cealaltă e jos, normal că atunci potențiale și darurile care Dumnezeu le-a pus în noi sunt dormite, sunt închise într-un sertar și atunci vrăjmașul își face de cap. Noi nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci atâtor duhuri. Ce facem? E vreme să ne ridicăm. Suntem o știre de femei care aduc vești bune, că Dumnezeu e de partea noastră. Să ne ai impresia că Dumnezeu te lasă. Am fost și sunt în lupte foarte mari, dar am văzut întotdeauna pe Dumnezeu și o să vorbesc în următoarea sesiune despre cea mai puternică putere și armă care este lauda, mulțumirea și închinarea. Deci trebuie să ai fundația cuvântului, trebuie să ai credința, trebuie să ai post și rugăciune și să vedeți când venim și luăm această armă care este lauda și mulțumirea. Să vezi atunci când demonii fuge că nu rezistă. Unde este lauda? De ce? Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Vine la tine și spune îndoială. Ce te faci? De ce har ești? Ce te faci? Te-a dus într-un teritoriu negativ. Te-a dus într-un teritoriu unde el operează. Și te-a scos din tărâmul promisiunilor. Te-a scos din părtășia ta cu tata. Că ai privit la durere. Ai privit la probleme și ai auzit șapta satanei. Și n-ai auzit șapta lui Dumnezeu care zice, fica mea, ridică-te! Ia sabia! Laudă-mă! Încrede-te în mine! Și să vezi atunci frumusețea lui Dumnezeu. Și acum este vreme ca să ne ridicăm. V-am spus lucruri multe și greu să se întâmple pe întreg pământul. Asta mi-a dat Domnul care a mai spus un val din urmă. Întuneric mare va veni pe întreg pământul. Dar Domnul a spus, voi sunteți lumina lumii. Pentru că și Hristos este în noi. Dar puneți întrebarea, este Hristos în tine? Nu ți ajunge doar să vii la biserică să încălzesc scaunul. Nu-i de ajuns doar să cânti în cor sau în fanfară. Nu-i de ajuns să spui o poezie sau cântare. Nu. No. Hristos în mine se vede, se simte, atrage, deranjează împărăția întunericului. Hristos din mine e lumina și întunericul dispare. Stinge becul și să vezi întuneric. Și nu trebuie să te lupți. Doar faci clip și dintr-o dată a dispărut. Știți, am mai spus lucrul acesta. Întunericul nu există. E doar absența luminii. De ce e atâta păcat și problemă în lume? Că noi nu suntem lumina și nu știm cine suntem și nu suntem echipați și nu suntem antrenați ca să ne folosim armătura și să știm ce trebuie făcut ca întunericul să stea departe. Dar în vedenia care mi-a dat Domnul am văzut tot felul de lumini
Unii erau ca o lumânare, alții erau ca un lampadar, alții erau ca o lumină foarte puternică, alții erau lumini de mașini care traversau dintr-un oraș în altul, erau lumini pe stradă, tot felul de lumini. Fiecare purta o lumină. Și atunci am văzut cum Domnul ne-a pus în unitate, repet, unitate, era un cerc, shoulder to shoulder, unul lângă altul. Și toți luminam. Lumina mea și cu lumina ta și cu lumina ta. S-a făcut o lumină așa de mare. Întunericul era departe, dar oamenii de acolo zice, acolo, acolo este lumina, hai să mergem. Lumea va intra într-o disperare de moarte și te va căuta că auzi că ești pocăită. Ești gata. Se vorbește despre Domnul. Ești gata să te rogi pentru ea. Ești gata să-i dai ceea ce are nevoie. Trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce urmează să fim, să fim, dar în unitate, fie în casa mea, fie în biserica mea, lumea zice, acolo! Și vine la tine la ușa să poți să vorbești despre Domnul. Un bilion de suflete, a spus un mare profet din America, urmează să vină vremea de pe urmă, din toată lumea. Dar trebuie să fim gata. Multe ar fi de spus, timpul este trecut, hai să facem o pauză, vom continua puțin mai târziu. Și la sfârșit, deci cine vrea, am cărți acolo, vă voi semna ce dă Domnul așa, de multe ori dă Domnul cuvinte de cunoștință sau o mică lucrare sau vedere, câteva cuvinte care te va încuraja, te va binecuvânta. Gândiți-vă foarte mult că este o vreme de schimbare, este o vreme de transformare. Din nou, spre slava Domnului, spun, cartea nu e a mea, a Domnului. Și banii și toți sunt pentru Domnul, pentru Africa, pentru misiune, sunt pentru mine și vedește că binecuvintez de două ori. Dar ție îți va face mult bine. Și vreau să spun acest amănunt. Dacă ceva tu nu înțelegi din carte, nu judeca și nu arunca. Vine vremea când acel lucru o să zici, n-au, mai există, acum înțeleg. Dacă nu ai ajuns să ai niște experiențe cu Dumnezeu, la un alt nivel, nu le judeca. Vine vremea ca și tu să le ia și atunci o să fie o confirmare pentru tine. Dar persoane nepocăite s-au pocăit după ce au citit carte. Au adus atâta înviorare și trezire, că Domnul mi-a spus să o scriu. De aceea vă încurajez la asta, pentru că voi faceți cadou apă de Crăciun. Va fi mai mult decât o floare sau o haină sau mai știu ce. Îi dai un cadou spiritual care va transforma viața. Domnul să vă binecuvinteze.